de această dată, năvodărenii au răspuns prezent într-un număr mult mai mare. Ansambluri populare atât din România cât și din Bulgaria au încins un spectacol pe cinste. Voia bună nu a lipsit, iar micii și berea din belșug au asigurat o petrecere de zile mari. Cam cât zici că am făcut? 2000? 3000? Cam 2000. Avem aici de... Și încă mai faceți? Până la ora 5. Până se termină, până se mulțumește toată lumea. Grătarul a fost cel mai mare, am făcut peste 3500. Și mai faceți? Cât, cam cât cred? Încă 10-11 mii se mai face, până s-o termina mai e. A fost mai multă lume ca în anii trecuți? A fost mai multă lume, da. Toți cei prezenți au avut ocazia de a gusta din micii de năvodari. Cei prezenți au fost plăcut impresionați de prestația ansamblului venit din țara vecină. Am dat câte 4 mici la început, acum dăm câte 3 ca să ajungă la toată lumea și este mici până de seară. Păi avem 20 de mici până de seară la ora 8, avem destul. Spectacolul în sine... Foarte frumos, mai în special bulgare, lasă o notă bună. De la ce televizie? Preferatul meu. Domnul primar Matei Nicolae, de când a venit la primărie, a venit cu un proiect în care a zis că e bine și ca și cei din Năvodari, oamenii de rând, să se bucure, să iasă la iarbă verde, aici în tabăr, după cum vedeți, e multă lume, e frumos. La prima oră a fost și soare. Deși soarele nu și-a făcut simțită prezența, tonul petrecerii a fost dat de ansamblurile populare și de un recital de zile mari marca Axinte. În total, năvodărenii au avut parte la petrecerea câmpenească de 20.000 de mici și 8 butoaie de bere.